Numărul șomerilor sălăjeni crește de la o lună la alta, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. La sfârșitul lunii noiembrie, în județ erau înregistrați peste 6.000 de șomeri, mai mulți cu aproape 190 față de luna anterioară. Referitor la structura șomajului, după nivelul de instruire, șomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea găsirii și ocupării unui loc de muncă, aceasta fiind de peste 70%. Șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă peste 20% din totalul de șomeri, iar cei cu studii universitare aproape 7,5%. Romeo Sârca, directorul AJOFM Sălaj, a declarat că din punct de vedere al structurii șomerilor pe grupe de vârstă, cei mai mulți șomeri, adică peste 25%, au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, aceștia fiind urmați de cei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, precum și cei cu vârsta între 25 și 30 de ani. La nivel național, la sfârșit lunii trecute, rata șomajului a fost de 5,40%, cea mai mare rata șomajului fiind înregistrată în județul Teleormant de aproape 10%, iar cea mai mică în județul Ilfov de aproape 2%, județul Sălaj situindu-se pe locul 21.